Câștigătoarea sezonului regular din Liga 1 de futsal, Autoberga Modeva a făcut un pas mare spre actul final al competiției. Devenii s-au impus în primul meci din semifinale, care se desfășoară în sistemul cel mai bun din 3 jocuri, în partida din deplasare de la CFR Timișoara. Cei de la Autobergamo, cu un nou antrenor, chiar dacă în opinia conducerii clubului nu au prestat cel mai bun joc al lor, au câștigat cu scorul de 4-2, cel mai bun om al lor fiind Toni. Foarte important că am câștigat în deplasare. Orice meci în deplasare s-a văzut, să zicem, cu excepția Clujului. Toate meciurile în deplasare au fost meciuri dificile. Totuși, avem o primă ligă nu numeroasă, dar acolo 5-6 formații compacte, care în momentul când ajungi să joci pe terenul lor, îți pun probleme. La fel s-a întâmplat și la Timișoara, eram conștienți de lucrul acesta. Până la urmă s-a încheiat totul bine, n-am făcut un meci grozav. Poate că era și de așteptat puțin acum o schimbare, fiind o nouă conducere tehnică, s-a încercat puțin diferit, altceva, alt sistem de joc. Băieții, un pic mai reticenți la început, dar încet, încet a fost ce a trebuit, ne-a mișcat bine. Toni a prins o zi de excepție, el a fost în vârf de formă, unii mai puțin în vârf de formă, dar la urma urmei e bine. Devenii vor să tranșeze accederea în finală chiar din jocul al doilea, pe care îl vor disputa pe teren propriu, la fel ca și eventualul meci 3. Urmează returul cu Timișoara peste 2 săptămâni aproximativ aici la Deva, care este foarte important să câștigăm primul meci, ca să rezolvăm calificarea, să nu mai jucăm și al treilea. E important, un meci în plus, pot apărea multe probleme, accidentări, cartonașe, etc. Deci e important în economia campionatului să învingem primul meci de acasă. Dacă ajută Dumnezeu și câștigăm, atunci vedem ce strategie vom face pentru final. Al doilea meci dintre Autobergamo și CFR Timișoara se va disputa pe 15 aprilie, iar cel de-al treilea, dacă va fi nevoie, este programat tot la Deva 24 de ore mai târziu. În cealaltă semifinală se întâlnesc FK Odorheiu Secuiesc și United Galați, cu primul joc în Harghita pe 13 aprilie, iar următoarele, dacă va fi nevoie de 2 meciuri, pe malul Dunării pe 19 și respectiv 20 aprilie.